Acesta ar putea fi sezonul tău. Cu tine, Superliga e super! Creva 1948 întâlnește pe Oțelul, altă parte a clasamentului, alte mize, alte obiective, dar și aceasta este o partidă deosebit de importantă în subsolul clasamentului. Cisotti execută lovitura de la colț și o lovitură de cap aici mai departe. Sise, este intervenția portarului Popa. Minutul 2, e ocazie totuși. Pe fază era și Negru acolo încă o dată și de această dată lovitura lui Adăscăliței. Lovitura lui Adăscăliței. La faza precedentă cred că mingea a fost deviată, dacă nu cumva de Companici, la precedenta lovitură de cap, că au fost două într-un interval de 30 de secunde. Și scoate și aici portarul Popa. Portarul Popa, dar aici nu mai scoate. Nu mai scoate, înscrie Cisotti. Vârf de atac astăzi la Oțelul Galați. Oare nu știa și Nicolo Napoli și olterii nu știau că Cisotti este vârf de atac? Că este o fază la care absolut nimeni nu ține pe Cisotti. Minutul 16. Iată o fază frumoasă, lucrată bine. Aici totuși e ceva întâmplător. Mingea asta nu trece pe la nimeni și o scoate portarul, o scoate în lateral. Cine îl ține pe Cisotti? Nimeni, asta e clar. Deci absolut nimeni. Nimeni. Vârf, repet, el nu-i vârf de atac pe meserie, dar lipsește Pop astăzi. Cisotti joacă vârf de atac, bine, nu așa talia, dar dă cu capul, dacă nu-i nimeni. Putea zici cu pieptul, cred. Putea să o pună cu pieptul. Ca la antrenament. Ca la antrenament. Ăsta este adevărul. Bună, Masiel. Ups. Atenție cu fluierul. Penalti. Cisotti ratează penaltiul. A bătut prost. Penaltiul fix acolo unde s-a dus Popa. Nici foarte tare, nici sub nicio formă plasat. Asta s-ar putea să fie o doză de energie pentru Craiova. Da? Dacă aici a plecat din poziție corectă, Bauza nu e offside, nu este offside și Bauza egalează minutul 39. Păi dacă au adormit, s-au plictisit jucătorii Oțelului din apărare. S-au plictisit, n-au avut ce să facă până acum. Nu înțelege nimic. Și normal. Poziția e corectă. Poziția e corectă. Sise. Poziția lui Bauza corectă. Calitatea sa tehnică așa, dar și el seama că e la limită, că în continuu s-a uitat la arbitrul asistent. Stopul ăsta nu-l reușesc mulți. Craiova-i cu toată echipa aici. Mingea rămâne în careul mic. Gol marcat cu călcâiul. Fabulos gol marcat de Sise. Sise înscrie cu călcâiul, fundașul central al echipei gălățene. Așa ceva nu e mina unui antrenor a cărui echipă a făcut 2-1 aici în deplasare. Iată faza în reluare. Sise are această reacție într-o fracțiune de secundă și o dă în poartă. Fabulos. Colosal. Nu mai ai timp să reacționezi, nu se așteaptă nimeni.
Târziu se și leagă, că el nu știa ce e în spate, știa că e aproape de poartă. Sise, care a marcat Cisotti, tot el, Cisotti rămâne la minge, care n-a ieșit. Asta este faza de mai devreme. N-a ieșit minge aici, nu a ieșit. Teleș, nu. Nu poți să dai, parcă a dat cu teamă, a dat cu... Ce l-a speriat? Craiova este echipa care a marcat în toate meciurile jucate pe teren propriu. Ce neatenție aici, ce neatenție! Bauza, Chițu întârzie! Și din nou, ca și în prima repriză, Craiova putea să egaleze din nimic. Iată faza în reluare de la portar. Ce greșeală face aici? A fost Jivulici cel care a greșit. Jivulici. Excelent, să nu neglijăm intervenția portarului Pap. Pauza este excepțional. Putea să oprească în sfârșit. Asta e. Da. Cred că nu se aștepta nici el. Bun, îl vedem pentru prima dată, cred, pe CDB. Într-o acțiune care îi convine. CDB! Nu era. Nici perfectă. Trebuia să fie vreun Zlatan pe acolo, vreun Haaland. Pe Haaland îl vedem în Manchester City Arsenal. O rândeală cap de afiș al acestei zile. Mai sunt și alte partide, sigur, interesante în Europa. Real Madrid Bilbao. Da, era foarte greu. Era foarte greu pentru portar să ia, să anticipeze, să se ducă acolo. A dat-o bine. Petrov face 24... 23, Oțelu, Hermannstadt. Să vedem aici, CDB! Și Pap! Este cea mai mare ocazie pe care o are Craiova în acest meci. Bine, într-o acum și singur. Așa aia lui Chițu a fost totuși. Ceva ocazie, CDB! Din nou! Ce a vrut aici, CDB? Ce repede au bătut lovitura de la colț. Tă faza, CDB rămâne aici culcat. Nu știu ce-i cu el. Ce a vrut? CDB a vrut gol? Cred. Nu. Și asta e prima, n-am avut timp. Deci scoate fabulos. Acesta ar putea fi sezonul tău. Cu tine, Superliga e super.